consider că noastră sunteți o jignire. Live, dar există foarte multe exemple. Atât de multe exemple. Doamne, încât mă bucur foarte mult să văd că vine cineva la televizor cu un tupeu senzațional. Bați câmpii foarte tare. Da. Consider că noastră sunteți o jignire. Aoleu, vai de mine, jignire? Da, cloveria s-a terminat. Eu consider că noastră, în ceea ce faceți, sunteți o jignire pentru... Acum vorbesc eu! Acum vorbesc eu pentru că ai vorbit în continuu. Da, vorbesc că este, dar nu pot să spun că sunt o jignire, pentru că în Bucovina sunt numărul 1 la distracție și entertainment. Și ce înseamnă asta? Tu ai venit aici să-ți faci reclamă? Bă, nu fac, îmi fac reclamă, n-am venit aici, am venit... Ești o jignire pentru ceea ce înseamnă clovn. Tu-ți dai seama ce pățești? Deci numărul tău, pe lângă faptul că a fost îngrozitor de prost și de lung, știu, ai un talent uluitor de a agresa publicul, asta ai făcut de la început, ai agresat publicul, da? A fost îngrozitor de prost. Băi, vorbesc acum eu. Da, nu, eu nu permit tonul ăsta de băi. Bă, asta este culmea tupeului. Deci unul care ia niște oameni din public, le pune alea pe cap, se uită la chelul, la mine, la de, bă. La un moment dat eu încep să vorbesc și când îi spun un bă, nu bă, bă, cât tupeu să ai, mă? Te-am pupat și îți mulțumesc, la revedere. Când ai să vii prin Bucovina, ai să vezi brandul de Bucovina. Ce brand de Bucovina? Păi tu ești brand de Bucovina, mă? Pa, la revedere. Tu ești brand de Bucovina? Da? Așa sunt. Vino încoace, că dacă ai venit la un concurs, asta este jurizarea. Ți-ai terminat numărul și mi-ai spus de nenumărate ori bă. Și în momentul ăsta când ți-am spus eu ție bă, ai tupeu? Da, am tupeu și să-mi spui mie să nu spun. Andiamo la sole lì fare più bella. E cosa mandare l'amore di vela. Dove la sei? Dove l'amore? A avut scăpări de reacție nebunești cumva. La un moment dat a început să cânte. A fost funny. Mi s-a părut delicios tot ce se întâmpla, pentru că era așa psihoză maximă. Ăsta era nervos degeaba. Iar o dorul dor și vai și vai, măi. Și cântă când și bine. Când bate din picior, te iubesc, nu te omor. Deci, crede-mă, prietene, că eu nu plec de aici până nu spun tot. Deci poți să cânti. Chiar te rog, zi, te rog. A fost un număr extrem de vulgar. Da? Eu nu am problemă dacă se pronunță, dar poate să vină cineva vulgar. Și să pronunțe, dar poate cineva să vină să pronunțe ouă și să fie mai vulgar decât 20 de... Cum ai fost aici, trupe din Basarabia? Unii au fost chiar foarte buni, i-am apreciat ca atare. Mi se pare că ați încercat să faceți foarte multe lucruri și nu le-ați executat așa cum trebuie. Dar ca să vii, probabil că aia a fost pe gustul tău, eu îți spun... Deci, vezi, iar începi. Să vii în România și să spui despre Florin Salam că e un gunoi, mi se pare un pic de am... Eu nu ascult manele, dar mi se pare o lipsă de respect să veniți în România și să spuneți despre Florin Salam că este un gunoi. Nu, noi n-am spus e că... Ba nu, asta ai spus. Nu, n-am spus că Florin... asta ați spus. Ok. Da? Și în consecință, eu mă retrag și îmi bag numărul vostru. Încetează să mai fii rău ca mine. Mie mi s-a părut o lipsă de respect. O lipsă de respect. Să fii de la Chișinău la București și să spui chestia asta. Mihai a votat? Da, Mihai a votat. A votat și a plecat. Oricât de mult control încerc eu în ultimul timp și încerc să mă ajut cu meditație, sunt anumite momente în care am învățat că dacă eu mai stau într-un loc încă o secundă sau încă 20 de secunde, se va întâmpla ceva violent. Mă enervează această superioritate de Nu trebuie să te super pe cuvinte, că doar am glumit, Doamne ferește, n-am pardon, treaba lui Salam. Niciodată să nu-ți cer scuze pentru ceea ce crezi cu adevărat. Fiți bărbați în continuare, spuneți doar ce credeți și dacă marea majoritate vă huide și vă înjură, înseamnă că nu sunteți la fel. Și încă un amănunt pe care l-am observat despre maneliști, ei niciodată nu se îmbracă de la vreun lanț de magazine. Ei se îmbracă de la un magazin de lanțuri. Și cu asta vă mulțumesc frumos, eu am fost Cosmin Bighei. Domnule Bighei, cea mai proastă alegere pe care puteai să o faci. Să mă nasc? Nu, subiectul din seara asta.
toată lumea vine cu manelinul în sus, manelinul în jos, ne-am cam plictisit. Deci mai... Am o idee salvatoare că e simplu, trebuie să-ți schimbi numele din Big A, e foarte clar că nu te ajută. Îmi pare foarte rău că te-am plictisit în seara asta, doar că eu atunci când eram mic ascultam Paraziții. Practic acum tu m-ai e o rușine. Plictisit toată copilăria. E o rușine, da, am înțeles. E bine că ai evoluat și că nu mai asculți. Păi acum nu mai ascult că am crescut mare și am discernământ, ok? Nici o problemă. A fost în sfârșit un act de curaj. În sfârșit, un concurent nu lasă capul între umeri și pleacă cu coada între picioare. Spune ce ai de spus, domnule, în apărarea ta. Ce? Stai liniștit, eu știu foarte bine ce fac și ce cânt, așa că mi se rupe... Ce a zis? Păi se rupe moneda în Botswana. Ia o suc. Părerea domnului... Băi, s-a luat cu chelul, e grav. Da, continuați. N-o să... E ok, atât, nu mai am nimic de zis. Dacă ești și comediant, spune ceva funny, enervează-l. Că nu e greu de enervat individul. N-ai putea să susții un conflict cu mine, crede-mă. Nici nu vreau, nu mi-am dorit. Îți jur că când o să am 3000 de euro, o să vin să te bat. Sau? M-am prăpădit de râs. A? M-am prăpădit de râs. Eu am râs. Eu am în râs interior. Cel puțin. Ai râs în, cel puțin în sinea mea. Nu este cazul tău, pentru că tu cânti live, dar există foarte multe exemple. Nu, atât de multe exemple. Doamne, încât mă bucur foarte mult să văd că vine cineva la televizor cu un tupeu senzațional. Bați câmpii foarte tare. Da. Hai să-ți explic ceva. În momentul ăsta, el, exceptând rapul lui și ce a încercat să facă, vorbim de idee, da? Că a venit și cu atitudine și că a spus niște lucruri. Sunt spuse de acum 7-8 ani de când scoteau ei piese pe tema asta, nu-i nimic nou sub soare. Da. Acum 17. Nu mi se mai pare nimic, nici amuzant, nici mie să bătut apa în pioa pe treaba asta. Mie mi se pare extrem de actual, în continuare. Da, not funny. Adică nu e ca și, nu e ca și cum treaba asta a fost pusă acum 7 ani. Contează ce spun, am să spun eu după aia. S-a schimbat într-un mod fantastic și ai venit cu vechitura asta ordinară, care nu mai are niciun sens. Ba nu, e și mai rău ca acum 7 ani de zile. Iartă-mă. Bravo, domnule. A venit și a spus un mesaj. Da. Semi-afectat și frustrat probabil de industria muzicală, which it's your problem, ai dreptul, e normal, toți suntem frustrați. Dar și eu sunt. Dar modul în care ai spus nu mi s-a părut nici cel mai artistic, wow, cool, nou, whatever, adică a fost mediocru. Domnul Cătălin Lungu n-a făcut nimic, a venit și a zis că ne dă pe spate și ne spune o poveste pe care am mai auzit-o. Culmea este că ai vorbit despre alte cântărețe care nu o fac bine, mie mi se pare că nici tu nu stăpânești foarte bine microfonul. Nimic nou sub soare, dacă vii și îmi spui aceeași poveste pe care am auzit-o acum 10 ani, numai că tu mi-o spui foarte prost, nu mă încălzește cu nimic. Tu ești cântăreț? Sunt actor de meserie și MC. Voilà! De-aia nu stăpânești foarte bine microfonul. Probabil că te descurci mai bine la actorie. Sau ai spus un foarte mare adevăr, felicitările mele. Cine a spus adevărul? Delia sau el? Că e actor sau în devenire sau... Dânsul. MC. Dânsul. Părerea mea e mult mai simplă și mult mai sinceră. Tu cânti un pic mai prost decât cântam eu în 93.